s-a născut Iisus. Din vremuri trecute, ascult o întâmplare, prin ea cuvântul cel sfânt astfel mi-a vorbit, cu dor de salvare din câmpul celeste, Iisus, prințul slavei, la noi a venit. Cezarul Augustus dăduse poruncă să-și numere în acte ai Romei supuși, dar Tatăl Ceresc știuse secretul. Maria și Iosif prin noapte pășesc, coboară în taină spre țara natală, se opresc în Iudeia, oraș Betleem. Venirea lor astăzi, lipsită-i de fală, de marea mulțime și străzile gem. Deși vin din David, din viță regească, ei n-au nicio casă ca loc de dormit. Maria Fecioara e gata să nască și atunci la un staul cei doi s-au oprit. Lumină de îngeri din cerul coboară, vânt parcă cetatea s-o scoală din somn. Deși este noapte, în frigul de afară, în iezle se naște a cerului domn. În grajdul acela de oi și de vite, căldura-i miracol, iar mei sunt frați. Maria și Iosif, cu fețe uimite, privesc la păstorii de-acum adunați. Solie de cântec, de har și lumină, văzurăm cu toții și un înger ne-a spus că noaptea aceasta, în iezlea de tină, născute Mesia cu nume Iisus. Maria ascultă, iar Iosif tresare, de o noapte și-aduce aminte și el, când solul din cer îi face chemare, fii soțul Mariei, iubește-o la fel. O taină din ceruri în trupul ei poartă, prin Duhul se naște Mesia Iisus, iar Iosif se duce să-i bată în poartă, să o ia pe Maria, cum înger a spus. Dar vremea trecuse și iată minunea, în lumea finită cel sfânt s-a întrupat, zidită e puntea ce trece genunea, păcatul prin jertfă va fi îndepărtat. Veni vor și magii, și steaua, și grecii, și neamuri din multele țări, cu strai ca zăpada, vestind pe Mesia. În cele patru zări nu sta deoparte, cu ochi ca de gheață, refuzând îndurarea cu al dragostei fiu, că-și Tatăl te așteaptă, te cheamă la viață, o vino, amice, până nu-i prea târziu. Amin.